Hai, salut, bă, băieți și fete, bine v-am regăsit pe canalul youtuberului vostru favorit. În această minunată zi vă voi spune ceva de neegalat, ceva ce foarte mulți creatori am văzut că au, ceva ce vreau să am și eu. Astăzi, bă, cum ați văzut în titlu, voi arăta avatarul sau skinul, cum vreți voi să-i spuneți, canalului, da? Caracterul, gen îmbrăcămintea care va reprezenta canalul, cum este BNL, Rock, nu știu, Vincenzo și alți creatori de conținut cu Free Fire. La mine acesta va fi, pentru că de ce și de ce și de cum și de unde chestia asta? Ei bine, mi-am implementat această chestie pentru că de-a lungul timpului când făceam live, știați voi că eu apăream îmbrăcat așa. Aveam masca asta, sacoul ăsta roșu, pantaloni negri și papucii negri, da? Deci eu apăream așa pentru că îmi plăcea mie, era o costumație destul de tare și am zis că, bă, frate, costumația asta eu am folosit-o pe multe videoclipuri, multe episoade, multe videoclipuri și episoade sunt cam la fel, pe multe live-uri, ca să zic așa, și am zis că hai să o implementăm. Deci asta va fi dacă mă vedeți în match cumva îmbrăcat așa, ori fugiți, ori, nu știu, face Steam, da, dacă face Steam, mie să nu vă omoare cineva din scoade la mine, știi? Dar, na, oricum, asta va fi îmbrăcămintea. Dacă o să mă vedeți pe joc cu îmbrăcămintea asta la rank, la classic, la clay squad, la, nu știu, orice alte moduri de joc, vreau să-mi dați tag pe Instagram sau să scrieți în comentarii că m-ați văzut în match, da? Gen, vreau să-mi trimiteți acolo. Dar pe Instagram, care vrea, poate să-mi dea tag și zică, bă, Vlad, uite, te-am văzut în match, wow, unde? Stai să mă uit și eu, pam, pam. Și voi reacționa și eu, la acele postări. Bun, bă, eu nu prea am cine știe ce multe chestii de filmat, pentru că ați văzut și voi că canalul e un pic mai chill, după atâtea postări cu diamante, cu chestii dintre astea. Nu e nimic wow, ce s-a băgat mai wow a fost... Bine, asta s-a băgat de mult, dar pentru mine a fost wow, pentru că putem să dăm bani pentru skin-uri, adică bănuții, gold-ul, care nu mai aveam ce face cu el, îl dăm pe skin-uri, bă. Și gândiți-vă la unii care au sute de mii de bănuți, poate chiar un milion de bănuți, vă dați seama cât scoate ăsta de aici, gen skin-urile astea de pe păritoare, zice, dacă cade de 200 de ori, îi cade pentru 3-4 ani, bă, 3-4 ani mâncavaș. Adică, vai, mamă, păi, ce mai brodere, că e permanentă, ce să mai... Și, da, nu s-au băgat foarte multe chestii. Mi-aș dori să mai fac și un live, vă ies pe acest canal, dar nu pot, mă, nu pot, nu merge, nu mai vrea telefonul. Îmi pare foarte rău, îmi pare nespus de rău, chiar nu am ce să mai fac, știu că vă mai doriți unul dintre voi, dar... Poate anul ăsta o să avem și noi un PC sau măcar un laptop, ceva, măcar acolo să facem și noi un mic live stream. O să avem acolo de niște gameplay-uri și chestii dintre astea. Bă, eu nu prea am ce să mai spun. Cam asta a fost videoclipul. Ăsta este avatarul canalului și da. Eu am fost Vlad. Noi ne vedem data viitoare la un alt clip și un alt episod. Vă salut și numai bine. Adios!